Salutare camarazi, o nouă zi și noi informații despre Call of Duty. Am învățat în ultimele zile mai multe despre acest joc pe care merită să-l eșeruiesc. Ei bine, suntem aici în Lay of the Land, sunt foarte mulți jucători și o mare chestie negativă legată de joc este că nu poți să blochezi Incom voice-ul de la ceilalți jucători. Ei bine, cu toate acestea, am să încerc să vă explic puțin despre Lay of the Land și să răspund la niște întrebări. Ei bine, pentru început, dacă ești începător, trebuie să știi că Armory Credits este moneda de schimb în acest joc și pe asta trebuie să vă bazați. Pentru început, când intri în Call of Duty, trebuie să știi că odată la 4 ore te duceți, verifici mail-ul, pam, 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 și aștepți payroll-ul, da? Acolo în stânga sus scrie câte credite vei primi și în cât timp. Bun. Ei bine, când ai suficiente credite, ca să deblochezi diferite chestii, vii, alegi un contract și faci contracte care îți cer un anumit timp pentru a fi completate și îți dau diferite reward-uri, cum ar fi XP. Bun, atenție, fiecare contract are prețul lui. Deci ca și cum dai credite pentru experiență, experiență pentru level up, level up pentru percuri și alte deblocări in-game, Heard cum your ar fi ele. patrol encountered Bun. heavy resistance. Care e treaba cu collections? Collections, permiteți-mi să vă arăt prima dată care e treaba cu el. Deci dacă mergem la Soldier, mergem pe o divizie, selectăm arma primară. Pentru mine, arma primară și preferată în momentul de față este la Type 100. Bun, merg pe armă și avem aici un checked out. O armă aurie cu un skin foarte frumos. Bun. Ca să deblochezi arma asta, îți zice acolo în dreapta că unlock all items in the collection turn this item. Bun, asta înseamnă că ne întoarcem înapoi la un quartermaster. Division's about to roll out. Selectăm collections, căutăm type 100 în listă și aici observăm că avem mai multe chestii blocate. Bun, cum ar fi Dogfighter, reprezintă un costum epic care costă 8900 de credite. În momentul de față eu am doar 1472. Bun. Pentru a putea debloca, trebuie să deblochezi și Surprise Attack, Eye Contact și deci toată lista asta. Bun, asta în ceea ce privește un skin epic pe arma ta preferată. Bun, deci am verificat mail-ul, am verificat Quartermaster-ul, însă avem aici și Daily Orders, motiv pentru care trebuie să îl vizitați pe Major Howard. Veniți și selectați pur și simplu Daily Orders. Acestea nu costă credite, însă vă oferă ca reward Supply Drop, bonus XP pentru un timp definit și Supply Drop, Social Score și le vedeți acolo în dreapta jos, la rewards. Bun. Ok. Mai departe, unii dintre voi se întreabă cum arată un strike score. Ei bine, strike score-urile pot fi testate aici, da? Deci ale artileriei aeriană, bombe nucleare și așa mai departe. Veniți, țineți aici pătratul, vă urcă în turn și puteți testa gratuit, fără să vă coste un credit sau ceva, oricare score streak. Bun. Acum să răspund la niște întrebări. Eu, ce minge am în mână. O întrebare pe care am văzut-o pe diferite grupuri este: ce se întâmplă cu prestigiu? De ce toată lumea trage după prestigiu? Ei bine, în momentul în care ai level 4 la o divizie, o să vă arăt acum pe Soldier. Mergem la Soldier, selectăm divizia și vedem
în dreapta acolo division level. Eu în momentul de față am 1 pentru că adineauri am făcut prestige levelul ca să văd și eu despre ce e vorba. Bun. Prestige levelul îți resetează levelul la soldat și o iei ca și cum ar fi de la zero. Însă, ca și reward, primești arme noi. Cum ar fi, eu am primit MP40 la un prestigiu adineaur. Și cam atât. Bun. Acum, ce se întâmplă? Te întorci iarăși in-game, faci din nou level. Da? Deci ăsta a fost prestigiu pe caracter, pe soldat. Deci ți se deschide, ți se resetează nivelul soldatului și începi să primești diferite award-uri. Bun. Există prestigiu pe soldat, dar există și prestigiu pe armă. Bun. Am să vă arăt cum e cu prestigiu pe armă. Am făcut tot acum și eu un prestigiu pe armă, însă am vrut să văd despre ce e vorba ca să știu despre ce vorbesc. Bun. Deci dacă ne selectăm Primary Weapon Type 100, mergem pe el și în momentul în care ne uităm în dreapta ecranului, apare Weapon Level. Acum este 1, pentru că tocmai am dat prestigiu. Dar văd că pe PPSH41 am posibilitatea să fac prestigiu. Deci, acum am level 10 aici pe arma asta care am selectat-o acum. Dacă apăs, deci fie alegi să te duci la stai cum îi spune la asta, selectăm arma. Și aici zice în dreapta, dacă vă uitați, eligibil, trebuie să mă duc la Gunsmith, da? Deci eligibil pentru prestigiu. Bun, dacă nu vrei să mergi în Lay of the Land până la Gunsmith și tot așa, selectezi arma, apeși X și aici dai Prestige Weapon. Aici o să spună că se face Prestige Level 2. Eu am Prestige Level 2 acum, o să am, însă o să urmeze să aveți și voi Prestige Level 1. O să se reseteze arma, o să ți se blocheze toate atașamentele armei, dar în schimb vei primi un kill counter pe armă, deci să apară câți inamici ai omorât cu arma asta și o să primești XP în funcție de pe fiecare nivel de armă. Bun, dau prestigiu. Pac, am prestigiu 2 la PPSH41. Da? Deci asta e. La fel se întâmplă și cu arma asta. Dacă vrei un skin auriu, te duci acolo înapoi la Quartermaster, selectezi din colecție arma ta și trebuie să deblochezi întreaga colecție pentru a primi această armă. Deci prestigiu înseamnă o resetare a tuturor statisticilor, atât a soldatului cât și a armei, da? În ambele cazuri. Însă, de fiecare dată, de ce trebuie să dăm prestigiu? Da, este iarăși o întrebare. De ce să nu rămân eu level 4 și să am arma level 10 și să nu-i mai dau reset? În funcție de resetul prestigiului, ți se deblochează alte arme sau alte reward-uri, da? Care nu le poți selecta, nu le poți avea decât în momentul în care dai restart la prestigiu. Bun. De unde se face treaba asta? Venim aici la tipul ăsta și aici selectezi divizia în condițiile în care îți permiți sau ai level 4 full și dai restart la prestigiu. Ei bine, cam atât despre prestigiu și alte informații de Lay of the Land. Dacă aveți alte întrebări, lăsați comentarii pe YouTube sau postați pe grupul PS4 România, pentru că acela e grupul care îl frecventez cel mai des. Dacă vreți să ne jucăm Call of Duty, dați add pe PSN, calca_Adrian și ne auzim la un joc. Până atunci, succes la frag și toate cele bune!